Bună ziua! Bine ați revenit la emisiunea noastră Smart Hasher. Astăzi o am alături de mine pe Aurelia Florea. Bine ai venit, Aurelia! Mulțumesc că ai acceptat această invitație. Bună ziua! Aurelia Florea și numele de scenă, ca să zic așa, și după care toată lumea mă recunoaște, este Aura Florea. Aura Florea a angajat Miele România, Miele Brașov, pentru că Miele în România se prezentă cu două divizii, fabrica din Brașov și colegii noștri din partea de vânzări din București. Cine este Miele? Și aș spune Miele, nu Miele, așa. Pentru că de multe ori, fiind nativ și fonetic, avem tendința să citim exact cum se scrie. Este o companie germană cu peste 120 de ani de tradiție în domeniu. De-a lungul celor 120 de ani au explorat mai multe domenii de activitate, de la motociclete, a cochetat chiar și cu industria automotive, dar s-au oprit și slavă Domnului că a fost așa, da. La zona de electrocasnice și în acest moment suntem premium brand în acest segment. În România, din 2009, numărul 4 ca și angajați, suntem în acest moment peste 300-340. Din 2009 pornim producția și din 2015 avem software development ca și divizie în Brașov, iar mai nou din acest an avem și hardware development. Deci cumva Miele a crescut foarte frumos și foarte sănătos, ceea ce ne bucură pentru că România reprezintă în acest moment un partener de încredere pentru grupul Miele. Ceea ce este foarte bine, pentru că eu întotdeauna am crezut și susțin că HR-ul în general trebuie să fie un partener strategic în orice companie. Cu atât mai mult cu cât HR-ul din România este un partener strategic la nivel global. Și chiar o să discutăm puțin despre asta, pentru că ăsta este unul dintre aspectele principale pe care aș vrea să le subliniem aici în discuția noastră. Ce înseamnă pentru tine HR strategic? HR strategic? În primul rând, cred că trebuie să-ți cunoști foarte bine business-ul în care tu activezi zi de zi. Să-ți cunoști colegii, să-ți cunoști nevoia, să poți să anticipezi, să poți să vii cu soluții care să ajute business-ul. Să anticipezi viitorul, să nu stai și să ți se ceară, ci să oferi suport. Depinde foarte mult, cred că, de persoana care, să spun că e omul potrivit la locul potrivit, așa ar fi ideal, right people in the right place in the right time. Eu fac HR de peste 20 de ani și ca și experiență, aș spune așa, jobul m-a ales pe mine, nu eu jobul. Sunt absolventă de liceu chimie industrială, facultate finanțe bănci, activând ca și contabil autorizat. Și la un moment dat, într-o altă companie în care am lucrat, un director din financiar mi-a spus ce ar fi să încerci să faci HR. Ce înseamnă asta și ce presupune, nu știam. Am făcut din acel moment HR, am făcut un master în HR și mi-am dat seama că trebuie să fiu un om activ, un om dinamic, ca să mă întorc la partea de strategic HR, astfel încât să te recunoască business-ul că prin ceea ce faci, prin acțiunile pe care tu le întreprinzi, aduce valoare organizației. Cumva HR-ul, așa cum vorbeam înainte de interviu, trebuie să lupte un pic, un pic măcar, pentru rolul său strategic. El trebuie să convingă managementul, indiferent că vorbim de un management local sau global, că ceea ce face el are un impact foarte mare asupra business-ului, dar într-adevăr trebuie să cunoască, da, și să știe despre ce vorbește. Formația ta, background-ul tău ăsta, așa puțin compus din mai multe elemente, cu siguranță a ajutat să poți înțelege business-ul, să poți să ai o viziune globală. Cu siguranță a ajutat și spun eu de fiecare dată, spui tu, trebuie să lupte. Da, în primul rând trebuie să-și câștige încrederea de partener în business. Și cum o poți câștiga? Prin fapte. Prin a arăta că investiția, și vorbim aici de, că vorbim uneori de un vot de încredere care ți se acordă pentru un anumit proiect, sau ai nevoie de o sumă de bani să faci un anumit proiect. Trebuie să poți să arăți că suma respectivă a fost investită corect și a ajutat business-ul să crească. Doar așteptând să primești o direcție și tu să nu fii să contribui, să ridici mâna, spui, ok, și eu pot contribui. Nu întotdeauna
știm că sunt organizații unde HR-ul este doar pur administrativ și funcția de HR cred că nu e suficient de cunoscută la adevărata capabilitate, la adevărata valoare. Asociem HR-ul sau personal, cum se spunea în trecut, da. Facem cărți de muncă, nu mai există, există doar revisala, acum ne-am digitalizat, slavă Domnului, dar adeverințe și salarii. Dacă spui HR, cam asta înseamnă. Pentru că nu suntem suficient de strategi și să ridicăm funcțiunea de resurse umane la nivel de artă. Pentru că resursa umană este în orice. De la a angaja, de la a dezvolta, te uiți în tot ce facem, vorbim de oameni. Business-ul nu funcționează fără oameni. Așa este. Dar oricât de avansat ar fi tehnologia, resursa umană, eu nu cred că va dispărea prea curând. Nu poate să înlocuiască nimeni competențele, vorbim aici de empatie, vorbim aici de a anticipa și de a previziona anumite lucruri. Da, există artificial intelligence, există roboții care o să facă lucruri, dar empatia și lucrurile care tu le... Nu poate să înlocuiască nimeni și nu vreau să mă gândesc vreodată să le fie teamă viitorilor colegi sau angajați că ne vor înlocui. Da, vom optimiza și vom eficientiza, dar omul nu va fi înlocuit. Eu cred că tehnologia va înlocui sau ar trebui să înlocuiască munca de jos sau munca de rutină. Însă până la urmă resursa umană, știi, așa cum spuneai, diferența se vede în detaliu, ori acolo va fi magia. Aici la mine voi faceți HR global. Acțiunile pe care voi le faceți și aici în România se transmit cumva și la nivel global. Poți să-mi spui cum funcționează lucrul ăsta? Pe ce puneți voi accent? Ce scoateți în evidență în această activitate? Da, ne bucurăm că Miele România este parte din global, ca să zic Miele global din punct de vedere funcțiune de HR. Orice corporație și sunt nenumărate companii multinaționale în România au o strategie globală. Nu poate fi copy-paste de fiecare dată de la global la local, pentru că există particularități. Când vorbim de cultura țării în care ne aflăm, de nivelul de înțelegere, și aici cred că este marea artă a HR-ului să reușească să implementeze strategia globală la nivel local prin diferite proiecte, prin diferite acțiuni care angrenează toți angajații să contribuie la strategia globală. Și spun proiecte când vorbim aici de employee experience, da? Vorbim de experiența angajatului și lucrând pentru o firmă premium brand, lucrurile astea trebuie să se reflecte în orice activitate. Nu neapărat doar când vorbim de premium și calitate, să mă gândesc doar la departamentul calitate, ci să mă gândesc la calitatea activităților pe care eu le prestez zilnic. Că vorbim de recrutare, că vorbim de firma de catering care servește colegul meu la masă, că vorbim de transportul care mi-i aduce pe colegii mei în firmă, totul trebuie să reflecte calitate. Și dacă strategia ta este să fii un brand de top, să-ți atragi cei mai buni angajați, să rămână angajatul cu tine, să ai programe de retenție, să ai programe de dezvoltare, tu, la nivel local, vii cu programe care să poată să se întâmple acest lucru. Și ne bucurăm că avem, cred că, cel puțin 4-5 best practice-uri pe care le-am tranzitat către global și vorbim de program de dezvoltare, care primul program de dezvoltare în Miele România a fost undeva în 2013, deci la 4 ani relativ după ce am luat fabrica să funcționeze. Și am pornit cu un program de dezvoltare pentru specialiștii noștri pe competențe, competențe comportamentale și tehnice. Și prin acest program am folosit programul de la Harvard. Ei, în acel moment te gândeai, ok, să ai certificare de la Harvard Academy cu o firmă din România, ceea ce e important să scot în evidență că fiind la nivel local poți să te asociezi cu companii, cu furnizori din România care pot livra la nivel global aceeași calitate. Să nu-ți fie teamă, au ce mă fac? Da, exact. Știți, serviciile și produsele făcute pentru Europa de Est nu sunt aceleași făcute pentru Europa de Vest, deși sunt făcute de aceeași companie. Da, slavă Domnului că am spus-o și la începutul intervenției noastre și o spun și acum, România are capabilități.
Așa este, da. Suntem oameni competenți și noi facem diferența. Până la urmă, în momentul în care ceva nu ne place, trebuie să spunem că nu ne place și să nu privim că mi-a spus că nu-mi place și este cu rolul de a jigni sau a supăra pe cineva, ci că vrem să devenim mai buni. Și misiunea Milei este immer besser, ceea ce înseamnă întotdeauna mai bine. Adică, ok, astăzi poate fi mai bine decât ieri, hai să ne uităm. Lăsăm la o parte. Decizia care am luat-o ieri poate a fost bună pentru ieri. Corect. Însă, la felul în care se întâmplă lucrurile acum, ne dăm seama că decizia care a fost ieri nu se mai aplică astăzi și o luăm de la capăt. Așa este. Este o calitate foarte apreciată în ultima vreme, abilitatea de a fi flexibil și de a lua decizii într-un timp foarte scurt. Acum, na, cine poate, poate, cine nu trebuie să învețe. Eu cred că anul acesta, cel puțin această pandemie care a venit peste noi, care nimeni nu aștepta și slavă Domnului sperăm să se ducă. Termine, da. Da, a exersat această competență, dacă ar fi să o numim așa, flexibilitatea și adaptabilitatea mai mult decât oricând. Te duceai seara la culcare cu ceva? Și a doua zi, peste noapte, când vorbim de legislație schimbată, când vorbim de ordonanțe de urgență, de stare de alertă, ne cunoscând, ne trăind, ne experimentând și când vorbim de HR, când lumea se uită la tine și așteaptă să-i spui eu ce fac acum, ne mutăm și lucrăm de acasă. Ok, lucrăm de acasă. Avem cadrul legislativ necesar? Putem? Nu putem? A trebuit să fim foarte cameleonici, ca să spun exact, așa, astfel încât să combinăm și să fim foarte versatili și adaptabili și să dai încredere că ok, va fi bine, dar împreună. Așa este și că împreună facem lucrurile să meargă mai departe. Până la urmă nu putem opri totul doar pentru că nu știm ce trebuie făcut. Da. Analizez, faci un pas în spate cumva și da, trebuie să mergi înainte. Iar noi chiar nu ne-am oprit și spun asta pentru că producția noastră a funcționat pe tot anul. Adică nu am avut moment decât ne-am oprit de Paști, când ne-am luat și noi o săptămână bine meritată să zic de concediu în săptămâna mare și în rest noi nu am avut reduceri de activitate, slavă Domnului. Cred că în pandemie au învățat oamenii să gătească, să folosească mai mult cuptorul și aragazul sau să folosească mașini de spălat și atunci segmentul nostru de produs a fost un avantaj, un beneficiu, n-am oprit producția și am fost prezenți aici zi de zi. Știi cum e, în perioadele de criză, produsele premium în general se vând în continuare, poate chiar mai bune, pentru că cei care au bani nu prea sunt afectați de criză. De criză te afectați mai mult cei care n-au bani oricum. Asta e. Puțin este aiurea, adevărat. Dar de multe ori când spun că lucrez la Mile, mai voi lucrați la mamă, dar ce prețuri aveți? Zic, este adevărat, da. Însă calitatea pe care noi o livrăm, nu trebuie să-ți cumperi o mașină de spălat în următorii 20 de ani. Cel puțin cam asta este durata de viață. Și atunci când produci calitate, și prețul este pe măsură. Corect, sunt absolut de acord și e ok să fie așa. Aurelia, spune-mi, te rog, anul ăsta, ce activități ați făcut voi ca să integrați HR-ul local cu HR-ul global? Anul ăsta am avut o mare provocare pentru că era planificat să avem HR Global Conference în Brașov. Dat fiind pandemia, ne-am mutat cu totul online și am organizat Global HR Conference online din Brașov pentru colegii din tot Mile internațional. 4 continente, 40 de colegi din funcții de top management, HR, au luat parte la această experiență organizată cu furnizor din România, ca să spun așa, și am făcut cumva și campanie pentru România ca brand de țară. Am organizat acest eveniment în octombrie, a fost un real succes și ne-am dat seama cât de mult ne lipsește cumva conexiunea unii cu ceilalți și avem direcții strategice pe care toți din cele 4 continente vom acționa astfel încât strategia Mile din punct de vedere HR să se îndeplinească. Spune-mi, ce alte programe ați mai dezvoltat voi aici? Știu că voi sunteți foarte orientați pe partea de educare și tu îți dorești lucrul ăsta să se întâmple chiar la nivel mai larg decât Mile. E un proces. E un proces și
Suntem inițiatori al grupului de lucru, ca să spunem așa, la nivel local, Strategic Partnership for Education. Da? Ce înseamnă asta? Să fii partener strategic pentru sistemul nostru de educație, pornit în 2015 și în acest moment, din 2015 până în 2030, am gândit noi atunci, am stat la masă director general de companii din industria în care activăm, electronica, rector și decan de la cele mai importante facultăți din țară și factorul politic. Știm cu toții că trebuie să existe acest triunghi, altfel nu se pot face lucrurile peste noapte, nu putem să influențăm curricula sau structura anului școlar. Ce am făcut? Am stat și am gândit ce am putea face și care sunt nevoile reale și cum putem contribui. Din păcate, sistemul educațional nu poate să se schimbe peste noapte. Așa cum se schimbă tehnologia la noi în industrie. Pentru că dacă ne uităm la un smartphone cum era acum 3 ani și cum este acum, da, este o schimbare foarte rapidă. Această schimbare rapidă aduce de sine creștere de noi competențe. Cum creăm acele competențe? Competențe ale viitorului. La ce mă uit la viitorii colegi? Și un ciclu de învățare durează 4 ani. Este inuman să crezi că peste 4 ani tu o să ai o generație pregătită să stea în business 10 ani. Și prin strategia creată și programele pe care le derulăm, nu ne-am dus doar la nivel de universități, unde în general toată lumea se duce și vrea om bine pregătit. Asta este calea cea mai simplă și de multe ori când am avut situații în care ne duceam, în anul 4 studenții toți lucrau. Da, nu mai ai cu cine, adică ok, și eu ce fac acum? Și ca să creezi, din punct de vedere cantitate de oameni ca să urmezi o anumită facultate, trebuie să crești pasiune la nivel mai jos. Și ne-am orientat deja către ciclu gimnazial, chiar primar, prin proiecte Infotron, Robotor, cine ne urmărește și mă urmărește știe de fiecare dată ce programe derulăm noi, cu liceii din Brașov odată, dar și cu cluburi de copii. La Orșova se întâmplă un lucru foarte fain, Palatul Copiilor de acolo, fostul Palat al Copiilor, că acum e Clubul Copiilor Electroniști. Ce caută mile la Orșova? Nu ne-am axat doar la nivel local, ne-am dus la nivel național. Am încercat să identificăm acei oameni care fac din puțin foarte mult și creează pasiune. Am adus pentru 2 ani consecutiv această competiție Robotor, este o competiție internațională. 400 de copii veniți din toate colțurile ale țării, dar și din afara țării, 4 țări, cu grupul de companii pe care îl avem în Brașov, cum ar fi partenerul nostru principal Siemens, cu care colaborăm, cu colegii de la Prech, Continental, Olympus. Suntem un grup de firme care avem aceeași misiune. Până la un punct suntem competitori, dar când avem, din punct de vedere educație, toți ne dorim să avem o viitoare generație pregătită pentru ce ne așteaptă. Experiența creată pentru acești copii de 7 ani, 8 ani, 9 ani, 10 ani, ei au câștigat deja pasiune și vor urma asta pe viitor. Dacă nu creezi experiențe, copilul nu are de unde să știe ce înseamnă o placă electronică, ce înseamnă Arduino, ce înseamnă un roboțel. Cum? Sistemul de învățare nu oferă astfel de experiențe, din păcate. Și aici trebuie lucrat. Schimbat, adaptat la realitate. Să facem lucruri practice. În cadrul structurii curriculei școlare. Nimic altceva. Da, este și aceasta o luptă, este și aceasta un proces. Trebuie puțină răbdare și până la urmă trebuie puțină proactivitate. Mi-aș dori să existe mai multe persoane pe lumea asta care să aibă inițiativă, să fie proactive. Este ceva extraordinar, până la urmă acolo ne duce progresul, că altfel dacă tot așteptăm să facă ceilalți, o să așteptăm de obicei mult și bine, da. Avem tendința ca popor să ne plângem și să ne plângem că nu ni se întâmplă. Și slavă Domnului că există în comunitatea în care, să zic, ne desfășurăm activitatea, oameni cu dorință de a se implica. Dacă ar fi să fac o diferență între mile și alte organizații, pe noi ne caracterizează perseverența. Deci n-am abandonat. Nu ne este ușor și mi-aloc foarte mult timp suplimentar, particular, este o investiție care o fac pentru copiii mei de acasă, că am un copil de 15 ani și băiat de 15 ani, fetiță de 8 ani, o generație Z, o generație alfa din punct de vedere viitoarea generație de angajați, în care spun ce o să fac eu, cu ce pot eu contribui pentru copiii care vor veni, cum se schimbă sistemul ăsta
deci de educație. Cum putem să-i ajutăm să nu le mai fie frică de ceva? Până la urmă, dacă îi ajutăm pe ei, ne ajutăm și pe noi. Că și noi, până la urmă, o să ieșim la o pensie și teoretic am vrea și noi să fim susținuți cumva. Adică nu se oprește viața la momentul la care s-a oprit jobul. Categoric, și cred foarte mult cu tăria și cumva îmi dă energie de fiecare dată, când vezi rezultate, când vezi că dacă două școli din 10 au început să aplice, să schimbe, să creeze oportunități, să fie, pentru că în general, la nivel local Brașov, avem foarte mare deschidere și din punct de vedere inspectorat, universitate. Când facem, am făcut Infotronul, o competiție cu Liceul de Informatică din Brașov, în care am fost Mile Siemens, parteneri, liceul, universitatea. Pentru că am luat-o pe flux, da? Clasa a 5-a se duce la liceu, de la liceu la facultate și de la facultate în business. Așa este. Plus că voi în producție aveți și oameni, nu sunt fără studii superioare, da. Sunt oameni tehnici, da. Și trebuie să învețe ceva undeva ca să ajungă acolo, știi? Ori, într-adevăr, sistemul de învățământ din România cumva are de suferit la acest nivel profesional. Nu avem în România, în acest moment, nu există clasa asta, să zic, de mijloc din punct de vedere educație. Avem nivel de operatori, nivel de ingineri. Și s-a terminat. Bun. Ce am mai făcut un pas tot din perspectivă educație și suntem prima companie din Brașov care a făcut asta. E o prima experiență și pentru noi. Am accesat fonduri europene. Avem în acest moment pe rol un prim proiect, este primul an în care activăm. Vom aduce în practică 182 de copii de la licee tehnologice cu profilul de activitate în care noi activăm electronic și mecanic și îi vom învăța ce înseamnă o plăcuță, un microcontroller, ca ei pot deveni ulterior la noi în organizație tehnicieni. Cine dorește să ducă la facultate, ok, cine nu, să știe că poate să activeze ca un tehnician foarte bun în organizație. Există companii care oferă astfel de locuri de practică. Sunt multe companii care au posturi la nivelul mediu, să zic, da, ar trebui să fie suficient un liceu. Numai că pentru că nu găsesc la acest nivel angajați, iau persoane cu studii superioare care de fapt n-ar trebui să fie ingineri. Dar asta e, adică cumva trebuie să te adaptezi și s-au adaptat în acest sens, e normal. Mile este o companie care investește în imaginea sa. Și mi-ai povestit că și aici în România faceți activități de employer branding pentru că sunt importante, chiar dacă voi teoretic sau în mare parte sunteți o companie care faceți producție. De nu ce facem doar producție, vreau să spun, am făcut producție până în 2015, acum facem producție și facem software and hardware. De ce este important employer branding? Că până la urmă, ce înseamnă employer branding? În primul rând, trebuie să te faci cunoscut. Dacă nu te faci cunoscut prin acțiunile pe care le întreprinzi, nimeni nu o să știe de tine. Faptul că facem producție și de multe ori ce caut o firmă de producție să facă, ne implicăm în comunitate. Pe asta vorbim. Faptul că fac producție, dar în același timp fac și software development. Ei, cred că aici este arta HR-ului în mile, faptul că reușește să facă pentru două luni complet paralele, dacă ne uităm la, știm cu toții ce înseamnă software development sau software hardware development, da? Ca și tip de activitate, ca și oameni care lucrează și dezvoltă. Avem zona de app development, care tot ce înseamnă smartphone de pe telefon să-ți apeși și să-ți meargă cuptorul și să te sune doar când e cu mâncarea gata, să-ți duci o iei, mi se pare wow. Și zona de producție, unde tu trebuie să stai acolo, să ai o anumită normă pe care trebuie să o faci și să le combini, să creezi un mediu în care angajatul să se simtă bine și să rămână cu tine. Și când spun că trebuie să te faci cunoscut, nu te poți face cunoscut doar prin faptul că faci anunțuri de recrutare. Da? Ok, Mile este recunoscut la nivel global. În Germania este wow, când spui Mile e Mercedes, un gama electrocasnicilor. În România am construit acest brand, etapă cu etapă, proiect cu proiect. Și avantajul care l avem noi este că
suntem o mână de oameni inimoși și ne implicăm, ne pasă de comunitatea în care trăim. Și nu doar HR-ul, avem colegi din departamentul de software care sunt foarte activi în relația cu universitatea. Participă la tot felul de proiecte, când vorbim de Best Engineering, de Noaptea Cercetătorilor, le place, e pasiune. Unde e pasiune, asta reflectă deja dincolo de granițele mile Brașov. Și prin acțiunile acestea arătăm ce facem noi și construim un brand de angajator puternic. Pentru că oamenii ne recomandă și ar trebui să avem ambasadorii noștri intern, să nu ne concentrăm doar pe extern. Noi avem programe de cultură organizațională în Brașov, în fabrică și în zona de software, în care toți contribuim. Ne dorim să creștem și să creștem sănătos, că despre asta vorbim. Așa este, creșterea organică întotdeauna este cea mai potrivită și de altfel companiile în general care au crescut organic au avut cel mai puțin de suferit în momente de criză, cum este aceasta, spre exemplu. Nu a fost singura pe care am trăit-o, dar e actuală. În încheiere, aș vrea să te rog, așa, pentru cei care doresc să facă HR, ce sfat le-ai da? Să le placă. Să le placă să facă HR. Să spune eu, HR-ul e om de oameni. Okay. Și cred că să le placă în primul rând să facă lucrul ăsta. Cine mă cunoaște, în cadrul companiei Mile Brașov, de-a lungul celor 11 ani și 9 luni, am avut ocazia să experimentez în mai multe are. Am făcut și material planning, am făcut și achiziții, și shared service procurement. Am avut anul ăsta și o provocare pentru că ne-a plecat fostul director general și 6 luni am fost director general interim. Însă ceea ce îmi place să fac este HR. Am rămas la ceea ce îmi dă energie și o fac cu pasiune. Se spune că dacă faci lucrurile din pasiune, simți că niciodată nu muncești, nu? Da. Așa se spune. În primul rând, să le placă ce vor să facă, să-și cunoască foarte bine business-ul, să fie o interfață, pentru că de fapt ce reprezintă resursa umană este o interfață între angajat și management. Câteodată trebuie să spui pălăria de angajat, că și tu ești angajat. Așa este, da. Da? Și trebuie să te gândești spre binele ambelor părți, nu doar pentru companie, business, da, să scoatem bani, ăsta este important, ci și cum ajungem acolo. Și cum se simte angajatul când, da, trebuie să producă și să respecte niște reguli care uneori ne plac sau nu ne plac, când ni se îngrădesc și nu din punct de vedere neapărat companie și legislație și când tu, companie, te duci și le spui de mâine facem așa, nu-mi place. Nimănui poate, dar trebuie, da, să facem asta. Asta e situația așa. În primul rând, să le placă, să aibă pasiune, cred că energie, pentru că trebuie să dai acea energie pentru colegul care vine la tine să fie, să-l asculte. Cred că HR-ul anul ăsta a fost și psiholog, și mamă și tată, pentru că cumva toată lumea se uită la tine, ok, și acum? Așa este. Din punctul meu de vedere, anul ăsta a fost o lecție frumoasă, deci o lecție frumoasă pentru HR și cei care au putut să facă față, cred că vor ajunge departe. Au învățat multe, au experimentat multe și va ajuta cu siguranță să crească. Este important, într-adevăr, să menții un echilibru între toți factorii cu care interacționezi. Cred că cel mai important lucru este să comunici. Să comunici în permanență cu colegii, cu business-ul și cu angajații, dacă ne raportăm de interfață, să le spui realitatea așa cum e. Pentru că doar spunând realitatea ajungi să fii un factor de încredere și când ai spus ceva, să rămână acel să ceva. Fie, da. Aurelia, mulțumesc mult de tot pentru mare discuția drag. Asta. Sper că și telespectatorii noștri au fost alături de noi până la sfârșit. Și eu vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi. Eu sunt Gabriela Roșca și vă aștept și la următoarele emisiuni Smart HR. La revedere! La revedere!